Limba română este oglinda istoriei și identității noastre, afirmă oficialii de la Chișinău, care au transmis mesaje de felicitare cetățenilor cu ocazia Zilei Limbii Române. Alături de alți peste 27 de milioane de oameni de pe glob, în Republica Moldova vorbim limba română, a declarat astăzi președintele Maia Sandu în cadrul evenimentului Marea Dictare Națională. Nu există popoare inferioare sau superioare. Nu există limbi inferioare sau superioare, cum au vrut să ne facă să credem ani la rând. Limba română are locul ei demn în rândul statelor lumii. În Uniunea Europeană, toate limbile și toți cetățenii sunt egali. Am încredere în generațiile care cresc acum. Voi veți transforma Moldova într-un stat european cu mândrie față de tradițiile, cultura și limba noastră. România va dăinui peste tot unde se vorbește românește, a declarat cu aceeași ocazie liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis. El a transmis un mesaj în care afirmă că limba română este un tezaur care ne unește și ne definește ca națiune. Astăzi sărbătorim atât simbolistica profundă a limbii române, cât și puterea sa de a aduce oameni și destine împreună. Prin intermediul limbii creăm punți între generații, regiuni și comunități, depășind barierele geografice, ca parte a unei tradiții culturale milenare remarcabile. Să fim mândri că vorbim limba română, a declarat și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care a mers să depună flori la bustul lui Eminescu din Hâncești. Mesaje de felicitare au publicat și mai mulți miniștri din guvern. Potrivit ministrului de externe Nicu Popescu, limba română reprezintă mai mult decât cuvinte și fraze. Este oglinda istoriei noastre, a culturii și a identității noastre. Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea afirmă că a fost nevoie de 78 de ani ca limba română să revină la ea acasă. Iar ministrul de interne Adrian Efros a declarat că ziua de 31 august este una sfântă pentru neamul nostru și rămâne o sărbătoare a identității, a demnității și a valorilor naționale.